IPL vă recomandă Select Super, erbicid sistemic postemergent, controlează graminele anuale și perene. Bună ziua, bine ne-am regăsit la Agricultura, o șansă pentru România. Azi avem un eveniment pe plan internațional care are și efecte asupra, cred că va avea și efecte asupra agriculturii românești. Vom discuta despre acest lucru. În esență, Rusia a refuzat să mai prelungească acel acord asupra cerealelor pe care îl știți, la acordul de la referitor la Marea Neagră. Discutăm pe această temă în emisiunea de astăzi. În partea a doua vom vorbi despre admiterea la ASE. ASE are o facultate cu profil agroeconomic, să-i spunem așa. Iar la final va fi colega noastră alături de noi în studio pentru a face o sinteză a știrilor. Însă începem cu tema cea mai fierbinte și mă bucur să fie alături de noi din nou astăzi domnul Cezar Gheorghe, astăzi sunt mai oficial așa, fondator Agricolum, un expert în piețele de mărfuri și un om care este foarte implicat de fapt în acest domeniu și totdeauna am văzut că îl ascultăm cu atenție și facem bine acest lucru, că îl ascultăm. Bună ziua, Cezar Gheorghe, mulțumesc pentru prezența încă o dată. Bună ziua, mulțumesc frumos și eu pentru invitație. Am văzut din titlurile de moment ale presei că astăzi este agitație pe piețe, nu? Da, este o tensiune pe care am anticipat-o de câteva luni. Este o tensiune despre care am spus că va veni, mai ales că am urmărit foarte atent ceea ce se întâmplă acolo în coridorul cerealelor. Am văzut cantitățile de mărfuri exportate de ucraineni, am văzut ce a plecat prin coridor, am văzut ce a plecat prin linie de solidaritate și am făcut niște estimări. Dar, într-adevăr, Rusia astăzi s-a retras sau a pauzat, ca să spunem așa, a pus pe pauză acest acord al cerealelor pentru că nu le-au fost îndeplinite revendicările lor, care le știm cu toții, nu le mai repetăm. Doreau, practic, să fie cuplați la sistemul de plăți SWIFT încă o dată și să se elimine sancțiunile asupra exportului de îngrășăminte. Ce se întâmplă în acest moment? La SWIFT moment? E complicat să-i recuplezi, dar n-are sens să intrăm, n-are sens să intrăm în detalii. Ce trebuie să reținem noi de aici, în acest moment, este o cifră. Și anume că 27% din comerțul global cu grâu, dacă nu un pic, un procent, două mai mult, este asigurat de Rusia. Nici de cum de Ucraina. Ok. Bun. Deci, dar grâul din Rusia iese în continuare? Sau grâul din Rusia astăzi, da, că chiar m-a interesat subiectul, este cotat la același nivel la care a fost cotat și joi, la care a fost cotat și vineri. Însă nu există prea multe oferte ferme pentru că Rusia își dorește un nivel de preț mai bun. Acolo este un artificiu făcut, oarecum e ușor de înțeles. Au mărit practic pragul de la care se aplică acea taxă, l-au dus de la 15.000 la 16.100 de ruble și ei vor astfel ca grâul lor să fie vândut la un minim de $240 pe tonă. Însă tot artificiul constă în altceva. Rubla rusească s-a devalorizat foarte mult față de dolarul american. Nu mai e la nivel de 75, la nivel de 92 de ruble pe un dolar. Dolarul s-a devalorizat la rândul lui față de euro. Deci avem un dolar slab. Cu alte cuvinte, dacă ajung la 237-238, e ca și cum ar vinde la 230. Deci nu s-a schimbat nimic. În esență, însă, Rusia, tot grâul lor, vânzarea lor de grâu, să spunem, în comerțul acesta internațional, să știți că nu reprezintă mai mult decât 10 zile de vânzare petrol. Cu alte cuvinte, ei țin acest lucru, nu e o valoare foarte mare. Da, ei țin acest lucru și își manifestă poziția pentru simplu motiv că vor să influențeze piețele și să-și țină fermierii lor ocupați, da? Să-și țină industria ocupată, pentru că, logic, ai nevoie de îngrășăminte, ai nevoie de input-uri, ai nevoie de foarte multe lucruri, dar dacă luăm cifrele seci, 10 zile de vânzare a petrolului egal cu vânzarea 45-50 de milioane de tone de grâu rusesc. Ok. Grâu e pe lista sancțiunilor occidentale? Nu. Rusia nu are nicio sancțiune asupra mâncării, ca să ne înțelegem. Okay. Nici pe grâu, nici pe porumb, nici pe ulei de floarea soarelui, nici pe semințe, nici pe rapiță, pe absolut nimic. Bun. Corolar, și o să râdeți, Uniunea Europeană a importat șrot de floarea soarelui și șrot de rapiță din Rusia și din Belarus. Ca să fim corecți până la capăt. Adică nu există asta sancțiune. Asta vorbim de anul trecut, nu? Sau da, deja sezonul precedent. Sezonul nu există precedent, sancțiuni pe mâncare. Însă revenind acum în context, Ucraina, trebuie să știți că va avea o recoltă de 20, poate chiar 21 de milioane de tone de grâu.
Ei au susținut la început că vor avea doar 16,5 milioane de tone. Noi am spus la Agricolum că nu există așa ceva și că vor avea mult mai mult și am mers pe această variantă care am susținut-o și mai devreme, 20-21 de milioane. USDA a venit și a cauționat la ultimul raport cu încă 1 milion de tone, adică i-a dus la 17,5, încă s-au o problemă acum. Nu pot să recolteze din cauza precipitațiilor și a ploilor și a drumurilor desfundate, Ucraina. Din acest, să spunem, complex de 20 de milioane de tone de grâu, ei vor exporta un maxim 12-13 milioane de tone. Și când vorbim de export, vom vorbi despre, să zicem, destinații cu precădere în Uniunea Europeană. Și acum să luăm cifrele, pentru că asta a inflamat efectiv piața grâului. Cel puțin astăzi. Astăzi. Rusia are grâu, Rusia va trebui să vândă grâu. Ne aflăm exact în scenariul de anul precedent. Rusia nu va avea ce face cu grâu și va trebui să-l vândă. E condamnată într-un fel sau altul. Bun. Că vor un nivel mai bun de preț, e altă discuție. Ucraina, în schimb, trebuie să-și miște marfa. Și sezonul precedent, care s-a încheiat la 30 iunie, a consfințit următoarele cifre. 73 de milioane de tone din martie 2022 până la sfârșitul lui iunie 2023, expediate în felul următor: 32.700 prin coridorul cerealelor și 40 și ceva prin liniile de solidaritate, adică România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia. Din aceste linii de solidaritate, ca să fim foarte clari, România a suportat aproape jumătate, aproape 50%, cu cele 18, dacă nu chiar 20 de milioane de tone. Ceea ce vrea Ucraina acum, în sezonul care ne, să zicem, vine și a început deja, este simplu. Vor să traverseze prin România, că și erau conștienți că acest coridor se va închide, 27 de milioane de tone. Adică mai mult decât jumătate decât regimul lor de export pe anul agricol în care ne aflăm. Okay. Cu alte cuvinte, vor să treacă cu 56% din marfă prin Constanța, pe prin orice Constanța. Cale se poate. Imediat comentăm, dar te-aș ruga, Cezar Gheorghe, spune-ne, e o diferență între coridorul cerealelor și liniile de solidaritate? Da, adică coridorul, coridorul nu reprezintă altceva decât acel acord de la Istanbul prin care ucrainenii erau autorizați să poată mișca marfa din Odessa prin Cernomorsk. Liniile sunt cele care intră în Uniunea Europeană, despre care am primit mai devreme. Okay. Bun, și în aceste condiții, spuneai mai devreme că Ucraina vrea să tranziteze cam 56% din surplusul lor de export, care va fi cotat undeva în jurul valorii de 48, dacă nu chiar 50 de milioane de tone. Prin România sau pe Polonia și Ungaria? Prin România. Sau doar România. Vor să treacă 27 de milioane de tone prin România. Și aici vorbim de grâu, de cele, să zicem, foarte mult grâu, da? Vorbim de porumb, care este absolut necesar Uniunii Europene și nu s-a sfii nimeni să nu spună acest lucru, adică nu l-a ascuns nimeni, da? Ucraina va avea o producție de porumb de minim 26, dacă nu chiar 27 de milioane de tone de porumb. Toată rapița lor, 4 milioane, va traversa către unitățile de procesare din nordul Europei și vorbim de Olanda, Belgia aici în mod special. Iar uleiul, că aici este o luptă și o competiție între ei și ruși, vor competiționa acerb în ceea ce privește prețul uleiului brut vândut, pentru că ei vor să proceseze să vândă ulei, nu vor să mai dea drumul la semințe. Okay. Iar rușii au scos taxa de export pe ulei, deci va fi o competiție acerbă. Cred că aici avem două probleme, să zic așa, sau mai multe, dar eu zic doar două. Una, pe ce rute, și deci iată, Uniunea Europeană va cumpăra, înțeleg, o parte din ce spuneai mai devreme, și doi, la ce preț? Acum intervine partea ecuației, pentru că această închidere a coridorului a generat emoție, tensiune, headline-uri, cum le știm, algoritmii de tranzacționare au urcat. S-au dus. Dar, adică ne dai un exemplu, unde e acum, sau mă rog, acum o oră, unde erau piețele? Păi era la plus piețele. 17 cenți pe bushel în Chicago Board of Trade, pe piața europeană, cred că era la 4 euro peste, 4 euro și jumătate. N-a depășit 5,25 în schimb astăzi, cotația Euronext septembrie 2023. Și intervine partea frumoasă a lucrurilor acum, pentru că, vedeți dumneavoastră, aceste headline-uri hrănesc efectiv fondurile speculative, odată. Doi, știm fundamente de piață, și anume că Rusia trebuie să-și vândă grâul, neapărat. Da. Dar mai știm și altceva. Mai știm că această căldură ucide efectiv tot ce întâlnește în cale. Și recolta americană de grâu, de primăvară, este încă pe câmp. Și are o pondere de minim 32% din total recolta americană de grâu.
Aici este o problemă. Adică se pierde se pierd cantități, să zicem, nu? Se pierd cantități, okay. Iar nimeni n-a vrut să clipească în euforia aia generată de OSD, că a scăzut grâu pe bursă, n-a vrut să privească către Canada, care a pierdut deja 2 milioane de tone din recolta de grâu. De la 37 i-au dus la 35. Argentina, care în prognoza de recoltă viitoare plecau de la 19,5, i-a dus USDA la 17,5, au pierdut 2 milioane de tone, dar casele de analiză locală indică 15,6, de și mai jos. Uniunea Europeană, care a scăzut în prognoze cu 2 milioane de tone, și lucrurile încep deja ușor să se tensioneze. Deci vrei să ne spui, Cezar Gheorghe, toate aceste lucruri care se tensionează schimbă un pic ecuația. Adică dacă acum 3 săptămâni piața arăta că ar putea să scadă prețul, acum ne aflăm într-o piață care ne arată că ar putea să urce? Avem încă presiunea de recoltă, va exista presiunea de recoltă, dar foarte curând, credeți-mă, că și vorbim acum de, nu știu, după jumătatea lunii august, ar putea să vedem cum începe și urcă prețul la grâu, și când ne apropiem de octombrie-noiembrie, vom vedea cu totul alte niveluri de preț. Pentru că este extrem de simplu. Nordul Africii e o flacără, da? Să vorbim foarte deschis și corect. Orientul Mijlociu va avea nevoie de marfă. La ce prețuri au cumpărat ei până acum? Este un echivalent, să-i spunem așa, la un 205-207 euro în portul Constanța. Nu se mai întâlnesc cu așa ceva. Pentru că nu au cum să mai întâlnească. Și mai există un fenomen pe care lumea nu vrea să-l înțeleagă. Fermierul în speță, să zicem, că e român, că e din Uniunea Europeană, că e din Statele Unite, a avut un cost mult mai mare la înființare față de, nu știu, nivelurile din alți ani, în toamna lui 2022, și nu și acoperă costurile. Deci e pe minus cumva. E pe minus cu grâul. Nimeni nu vrea să asculte lucrul acesta, pentru că dacă faci astăzi 5 tone de hectar la grâu și ai un preț, nu știu, să spunem de 205, hai în exces 210 în portul Constanța, tu ai avut un cost de înființare de minim 1000 de euro. Dacă dai un factor de multiplicare 5 tone ori 210, să spunem, ajungi la 1100, să spunem, de euro. Însă de acolo mai ai logistica, care asta ne omoară. Asta ne va, să spunem, ne va afecta extraordinar de mult în România. Costul acesta logistic, care este enorm de mare, și disponibilitatea lui, și veți vedea cum și ce aveam disponibil până acum se va deplasa către frontul și către fluxul ucrainean. Și asta ne va afecta extraordinar de mult. Te refer la ce avem disponibil logistic. Da, vorbesc de vagoane, vorbesc de autocamioane, vorbesc de barge. Okay. Despre asta vorbesc, nu vorbesc de portul Constanța, care îl știm cum e și așa acolo mai departe. Capacitatea acolo gata, e terminată povestea, se știe. Bun. Iar dacă, doar să termin cu costul logistic. Și dacă extragi din prețul unei tone de marfă costul logistic de, nu știu, 25-27 de euro, ajungi la un raport de, nu știu, maxim 175 de euro pe tonă. Dă-i factor de multiplicare cu 5 și vei vedea că nu are marjă operațională grâu în acest sezon. Chiar și cei cu 7-8 tone vor avea o marjă operațională foarte mică, și cine spune că subvenția, domne, îi ajută, domne, subvenția aceea acoperă doar costul de chirie al hectarului, da? Arenda aceea pe care toți o cunoaștem. Arenda egal subvenție, punct. Da? Și de asta spun că prețul grâului trebuie să urce. Pentru că și la nivelul României și la nivelul, să zicem, Europei, să știți că nu e o foarte mare fericire în ceea ce privește calitatea grâului. Se constată clar o deteriorare a calității, pentru simplu motiv că fermierii au utilizat mult mai puține îngrășăminte, au efectuat foarte, să zicem, mai puține lucrări pe de întreținerea culturilor, și iată rezultatul. Ai 5 tone, 7 tone, da, dar nu ai masă hectolitrică. Proteina există, dar nu ai masă hectolitrică. Ok, doar să facem o precizare: când spui trebuie să urce, sigur că așa ne arată piața, dar să nu se aștepte, că am văzut oamenii România care așteaptă la faraonic. Nu există așa ceva, nu. Uitați, cu toată tensiunea de astăzi, Constanța, să știți că indica la nivel de indicație 211 euro pe tonă, cel mai mult. Hai să zicem că ar putea lua cineva care e decis pe cantități de 1000-2000 de tone un 215. Dar cam aici e nivelul. Pentru că întotdeauna e indicația, am mai povestit-o, basis-ul acela, dar este egal cu piața cash minus futures. Și nu calculează, cu alte cuvinte. Nimeni nu-ți va plăti pe marfă. Va urca, dar în trepte și în etape ușoare. Da, cred că asta e o explicație binevenită, în sensul că, și mă rog, întrebarea era următoarea: din experiența ta, Cezar Gheorghe, astfel de momente se depășesc rapid, adică exuberanța asta de pe piețe sau un pic flăcările de pe piețe, ca să te citez, se vor depăși, nu? Da, se vor depăși aceste momente.
Și de ce spun asta? Rusia, vă spun ce va face. Rusia va încerca să obstrucționeze orice tentativă ucraineană. Deja au spus că și-a rogă dreptul de a bombarda nave care încearcă să iasă din cele trei porturi. Nu cred că vor ezita să nu dea vreo două rachete și prin instalațiile portuare, da? La un final, pentru că ei sunt practic în conflict în acea operațiune specială cu Ucraina. Okay. Iar Ucraina va trebui să-și găsească făgașul de trecere prin Uniunea Europeană. Și iar revin și pun acest subiect sub lupă prin România. Prin România. România, practic... Ce se va întâmpla cu România? E capturată logistic. Legată, cum să o numesc legată altfel? De tranzit, e legată da. De da, România e capturată logistic. De portul Constanța, de da. Tot ce discutăm, de mulțumirea fermierilor peste asta. Trebuie să mai înțelegem un lucru, că fermierii nu prea ajung să livreze în portul Constanța. Pentru că e foarte greu pentru un fermier să-l ții cu combina, urcă în camion, du-te, stai acolo 2-3 zile de stălcare. Companiile, el plătește, da, el vinde greu unui comerciant local, da? Eventual, care la rândul lui transferă aceste mărfuri okay. către Constanța. E o verigă în lanț, trebuie să existe da. Și asta, e, logic. Normal, da. Iar astăzi, la ce haos se vede acolo, nu cred că cineva ar avea curajul să înțepe acel balon și să facă ordine. Pentru că noi spunem de foarte multe luni ceea ce ar fi trebuit să fie făcut. Nu s-a întâmplat nimic, o liniște și, nu știu, o lipsă totală de a plecare asupra subiectului. Ai vorbit despre segregare, nu știu, separarea, asta era fluxurilor sau nu asta era problema? La un moment dat despre asta discutam. Nu neapărat o separare a fluxurilor, dar trebuie un sistem informatic, pentru că nu poți să stai cu camioanele acelea în coloană pe autostradă. E sezonul estival, se pot întâmpla accidente, Doamne ferește. Le-am mai văzut, acum vreo 3 săptămâni erau de oră acolo. Și acum e la fel. Și acum e la fel, o grămadă de nave era de portului. Operatorilor portuari, nu ai ce să le faci pentru că sunt entități private și oamenii aceia au un program de export, da? Pe origini. Nu dacă mi-a venit nava, stai că încarc eu românesc, că e mai bun al nostru. Nu, dacă a venit și are origine ucraineană, trebuie vândut acolo, că acolo încarcă. Ce să-i faci omului, da? Deci este extrem de târziu. Suntem nici măcar reactivi, că nu se întâmplă nimic în momentul ăsta. Și încă o dată, noi suntem, și o spun cu toată răspunderea, capturați logistic, ca să înțelegeți. Capturați logistic, asta este definiția corectă. Dacă vorbim de preț, trebuie să înțelegem un lucru. Acum, anul ăsta, nu mai e nimeni de vină. Ăsta e prețul în contextul internațional, suntem actori pe o piață, da? Că am vândut, că n-am vândut, e problema fiecăruia. Mi-aminteam, vorbeam cu un fermier zilele trecute și i-am spus, ți-aduce aminte când te-am avizat să vinzi ianuarie-februarie la prețul de 250-260 de euro pe tonă în Constanța și a zis da. E bine, dar e foarte bine. Acum trebuie să-mi execut contractul. Le execut, chiu cu vai, cum s-o putea, dar le execut, că asta e. Despre asta este vorba. Pe de altă parte, înțeleg și partea fermierului care spune că nu sunt sigur dacă scot acea marfă de pe câmp. Pot să o înțeleg și pe asta. Dar 2 tone la hectar, cred că toată lumea ar putea să scoată într-un final și să-și echivaleze oarecum riscul să-și îl împartă. Revenind, în contextul actual, nu are România nicio cale de ieșire astăzi, nu are cum să fie ajutată din punct de vedere logistic, pentru că vestul va recolta și el, la rândul lui, și de ce ne-ar trimite nouă unități logistice aici, fie că vorbim de vagoane, fie că vorbim de camioane sau de barge, ca să construiești acele unități. Cum fac britanicii, cum fac diverse țări, construiesc tancuri, le trimite în Ucraina. Cere timp. Nu poți să construiești, nu știu, 2.000, 5.000, 10.000 de camioane. În favoarea noastră. Poate acum un an putea să fie în favoarea noastră dacă ne apucam de treaba asta. Nu are nimeni cum să facă așa ceva. Nu are nimeni cum să facă așa ceva. Și nu înțeleg, iarăși, dar e opinia mea personală, nu înțeleg de ce noi nu, cum să spunem, capitalizăm acest lucru. Oameni buni. La nivel european, adică. Da, oameni buni. Noi suntem partenerul Ucrainei într-un fel în momentul ăsta, pentru că prin noi trece totul. Fără îndoială suntem, da. Aproape totul, să spun. Da. 56% va trece prin România. Da. Noi de ce nu capitalizăm? Nu, noi stăm cu capul între urechi și nu facem absolut nimic. Ce formă am putea capitaliza? Politic, economic, european? Odată să cerem politic și odată de... economic. Pe plan politic putem capitaliza să ne arătăm, practic să ne îndreptăm poziția aici în bazinul Mării Negre, care am câștigat-o. Nu ne-a fost dată, că suntem la o confluență, da? Noi, din păcate, avem o confluență în care am fost sub imperii, sub tot ce trebuie, dar acum avem iar un moment. Iar acum e cu atât mai mult se vede confluența. Capitalizăm asta, politic și doi economic. Sunt fonduri europene, oameni buni. Da, vreți să facem? Vom face de acum înainte mulți ani, pentru că ați văzut cum avansează ofensiva ucraineană, va mai dura o grămadă, da?
Okay, haideți deci... să ne dați fonduri, să construim vagoane în toată Europa și în România, să construiți camioane, da, să le trimiteți, să ne reparați drumurile. Să... Asta e logic, da. E o chestie logică. Hai să mai mărim portul la Constanța, hai să vedem cum facem sisteme informatice. Dar întrebarea mea e, tu ești singurul care vorbește în România de așa ceva sau mai tranșant? Mai vorbește și altcineva sau, mă rog, în cabinete s-au discutat lucrurile. Eu vorbesc astea. În dreptul meu. Da. Mă rog, era doar o întrebare retorică. Da. A fost o glumă făcută la adresa mea, odată mi s-a spus că tu ești electron fără sarcină. Ok, da. E frumoasă, nu? Ce pot să fac? Figura de stil, da. Mai am o întrebare care pare trebuia pusă poate inițial, dar acum e mai bine că o înțelege mai bine. Până la urmă, retragerea sau dezacordul Rusiei din acest acord este legat de o chestiune politică, economică sau de război, să zic, nu știu cum să retragerea Rusiei este ceva. Un răspuns împotriva sancțiunilor ce s-au impus Rusiei pe exportul de îngrășăminte și pe plăți. Ca să înțelegem foarte, foarte bine acest lucru. Această retragere era previzionată cam de o lună jumate, două, pentru că, în mod efectiv, coridorul nu mai funcționa. Nu mai funcționa sub nicio formă. Din 26 iunie nicio navă n-a mai fost înregistrată pentru inspecții la Joint Coordination Center în Istanbul. Da? Iar ce ieșea câte o navă, câte două, odată la câteva zile, era totul foarte... În schimb, ucrainenii, da? Și ucrainenii vorbesc cu ajutor din afară, au început să-și construiască facilități de-a lungul Dunării. Da? Și să-și facă treaba pe acolo. E logic. Pentru că ei trebuie să scoată marfa aceea. Adică cum să acuzi un om că vrea să scoată marfa și își construiește acolo? Da, foarte bine că trebuie să ieși cu marfa de acolo. Ceea ce a trebuit făcut e să intrăm într-un tip de colaborare cu Europa și cu Ucraina. Ceea ce spuneai mai devreme, Cezar. Noi asta trebuie să facem. Pentru că vrem o poziție... Dă-ne, te rog, o concluzie, că mai avem un minut și a trecut timpul. Mă bucur că... Va fi o vară foarte grea. Foarte grea din punct de vedere logistic. Va fi o vară care va cauționa ceea ce am spus înainte de raportul USD, adică USDA, da, cu alte cuvinte, și anume că USDA, din păcate, pare a nu avea termometre în birou. Asta înseamnă că acea faimoasă recoltă de porumb americană, 389,2 milioane de tone, pe care ei au crescut-o cu 1,4 milioane, s-ar putea să înceapă să topească de la soare. Identic în Europa. Deci, cu alte cuvinte, se schimbă un pic paradigma și s-ar putea să vedem alte, să zicem, piscuri. Ar putea fi trase un pic în jos de deciziile Fed din 26 iulie și subsecvent, undeva am înțeles, în septembrie, cum mai cresc dobânda cu 0,29. Dar una peste alta, lumea trebuie să mănânce și lumea are nevoie de hrană. E foarte simplu. Mulțumesc, Cezar Gheorghe, când te ascultăm pe tine, parcă lucrurile sunt mai simple, așa cum spui, dar urmează o perioadă interesantă, să o numim așa, o să-l așteptăm de oricâte ori are timp să vină la noi, Cezar Gheorghe, îl așteptăm cu plăcere. Din păcate, fermierii sunt la munca câmpului, înțeleg că sunt foarte ocupați în zilele acestea. Da, sper să recepționeze mesajele. Sper să recepționeze într-un fel sau altul mesajele, că de ei depinde totul, într-un final. Mulțumesc încă o dată, Cezar Gheorghe, fondator Agricolumn, alături de noi. Luăm doar o scurtă pauză. După pauză ne întoarcem și discutăm despre admiterea la o facultate care are și profil agro. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.